Vă salut din nou, prieteni, și bine v-am regăsit. Am ieșit din nou puțin la un pescuit. Am ieșit pe canal. De această dată e doar un pescar încolo și mai avem un pescar aici care uită la spinning. Apa s-a mai limpezit puțin. Am ales acest stand pentru nuferii din fața mea. Am câțiva nuferi la stânga, un loc gol și încă câțiva la dreapta. Voi încerca aici, unde am și umbra de pe malul opus de la copac. Sunt doi nuferi stânga-dreapta și unul mai în spate. Voi încerca să-mi fac vadul între cei doi nuferi. Undeva la 7 metri aproximez că sunt până acolo. Doar ce am ajuns, încă nu am desfăcut. Azi vom face un pescuit mai de finețe folosind drumbeziana și încercăm să vizăm specia asta predominant aici în lacurile comerciale. Nu sunt foarte mulți pe acest canal. E o specie hibrid între crab și caras numită F1. Sunt pești tare frumoși, cu o trăsătură foarte sensibilă, cu gura mică, aproximativ cum e carasul la noi, dar sunt puțin mai combativi decât carasul normal, având trăsătura asta din partea crapului, presupun. Pentru pescuit avem în felul următor. Avem peleți tari de 8 mm betaine green, halibut de 6 mm și micropeleți în caz dacă avem nevoie de nădit vadul, dar deocamdată nu o să folosesc micropeleți. O să încerc pentru început să folosesc doar peleții de 6 mm. Cu ei nădesc, cu ei pescuiesc la cârlig. O să pregătesc drumbeziana și linia pentru drumbeziană și vedem ce o fi. Pentru linie voi folosi un fir de 0.14, undeva scrie pe el. Da. În fine. Aici. 0.14, 1 kg 500 rezistență. Folosim o plută finuță, cârlige numărul 14 pentru crap, barbless, banda de latex și alice de plumb de 0,06 grame. Pentru montarea peletelui folosim gheara. Am făcut și linia, am un elastic de 6-8, un elastic subțirel. Aici avem cârligul legat cu bandă. Forfa cu scurt de 4-5 cm, un grupaj de 4 alice de 0,06 la 2 cm una de alta. Am reglat adâncimea astfel încât cârligul să stea cam 2-3 mm deasupra substratului. Pluta, iar deasupra plutei 2 alice de plumb pentru stabilitate, bineînțeles le ținem în afara apei. De la plută la îmbinarea cu dacronul, o porțiune mică de scurt de circa 15 cm. Și acolo avem și pluta. Și bineînțeles vântul e la el acasă. Cu el nu avem ce face. Trebuie să ne resemnăm așa cum îi.
Și iată că avem chiar specializată. Un efon frumos, frumos. Să sperăm că mai vin și alții. Un cărășel de data asta, un cărășel splendid. Aici avem un crab care s-a agățat pe patul de vânturi. S-a agățat bine acolo. Nu o să reușesc să-l aduc de acolo, că n-am mai acum. Din păcate am pierdut acel pește.
iar în patul de nuferi. Nu am ce să fac acolo. Ah, o ieșit. S-a intrat în altul. Cred că se termină bateria, sper să reușesc să termin drill-ul. Iată-l și pe dumnealuiu. Bateria la cameră s-a terminat. Nu știu cum mai filmăm. Hai să încerc să scot căliguțul. Așa. Uite ce frumusețe. Super fain. Dar din păcate nu știu cum mai pot filma, nu cred că mai am cum. Iată că mai avem unul. Deci eu am început să se adune bine pe vad. Destul de vânjos. E cam mult în dreapta. Și mi s-a rupt elasticul. Super. Din păcate a intervenit ceva și trebuie să strâng urgent scule să mă îndrept spre casă. E de-abia ora 10:15. Am avut parte de cam o oră jumate. Asta e. Ne vedem data viitoare. Până atunci, toate cele bune, fire întinse și aveți tot respectul meu ca întotdeauna. Vă salut și vă îmbrățișez cu mare drag.